16 elevi buzoieni au reușit să obțină nota 10 la evaluarea națională, în timp ce alți 168 de candidați au obținut calificative cuprinse între 9,50 și 9,99. Cele mai multe medii de 10 au fost obținute de către elevi ai școlii numărul 11 și ai școlii George Emil Palade din municipiul Buzău. Medii de 10 au luat și elevi ai unor școli din Râmnicu Sărat, Pătârlagele și Bisoca. Este vorba de 4 elevi ai școlii gimnaziale numărul 11, 3 elevi ai școlii gimnaziale George Emil Palade, 2 elevi de la Bădulescu și de la HD-ul și câte un elev de la Pedagogic, școala 1 Râmnicu Sărat, școala 7, Pătârlagele și Bisoca. Și de la Bisoca avem un elev cu nota cu media 10. Daniela Palcău, inspectorul general școlar, spune că procentul de promovare din acest an al elevilor care au obținut medii peste 5 este mai scăzut comparativ cu anul trecut. Mai exact, procentul de promovare este de 74,11%, cu 9% mai mic decât cel înregistrat anul trecut. De altfel, Buzăul se află sub media națională, rata de promovare a evaluării naționale fiind la nivelul întregii țări de 76,1%. 2%. 8 unități de învățământ din județ au un procent de promovare de 100%, în timp ce în 2 școli procentul de promovare este de 0%. Să sperăm că după contestații vor crește cu aproximativ 2%. Avem 8 unități de învățământ care au promovabilitate de 100%. Avem 2 unități de învățământ cu promovabilitate 0. Acolo o să facem analize și rapoarte și să vedem care este situația. Dacă acei copii s-au înscris la școli profesionale și atunci acesta este motivul, sau dacă sunt alte cauze, o să le analizăm după contestații. Nu, sunt 2 școli gimnaziale, este vorba de școlile Ilie Pavel și Vâlcelele, unde procentul este de 0. Absolvenții de clasa 8-a au posibilitatea de a contesta tezele. Contestațiile se pot depune inclusiv online până mâine la ora 12. Până pe data de 4 se rezolvă contestațiile la evaluare națională. Așteptăm să le colectăm astăzi după amiază și mâine până în ora 12, conform calendarului, după care așteptăm rezultatele de la centrele zonale de evaluare. Anul acesta, media claselor 5-8 nu mai este luată în calcul pentru admiterea la liceu. Ierarhizarea absolvenților se va realiza doar pe baza mediei obținute la evaluarea națională.